Amintea și iată că pruncul
special. Vesel să cântăm azi de Crăciun, vesel să cântăm azi de Crăciun, clopot sergint. Să cântăm azi de Crăciun, vesel să cântăm azi de Crăciun. O, astăzi e Crăciun, să ne bucurăm, s-a născut Mesia. Vesel să cântăm azi de Crăciun, vesel să cântăm azi de Crăciun. O, astăzi e Crăciun, să ne bucurăm, s-a născut Mesia. Spunem un bun venit tuturor celor care ați ales în această seară să fim împreună în sala 6 și nu alta a cinematografului. Este o seară specială, este o seară în care ne pregătim de o mare sărbătoare. Este sărbătoarea pe care încercăm fiecare să o întâmpinăm așa cum credem noi că putem mai bine. Vrem să sărbătorim aniversarea zilei a cele mai importante persoane din viața noastră. Și dacă nu v-ați dat seama, vrem să sărbătorim venirea pruncului Iisus, așa cum știm noi mai bine. Suntem pregătiți în această seară să spunem un la mulți ani pruncului Iisus de aceste sărbători, să ne deschidem inima și tot ceea ce avem mai bun și mai scump, să putem să ne împărtășim, să ne oferim și să îi dăm pruncului Iisus. Aș vrea ca, înainte de toate, să spunem celui de la stânga, de la dreapta, un bun venit, să ne putem face o urare. Și aș vrea să ne pregătim pentru o seară specială în care fiecare să putem fi parte la bucuria aceasta. În prima zi a anului întâi, din cea de-a doua numărătoare a timpului, un prunc numit Iisus a lăsat în spatele universului hainele sale cele veșnice și s-a strecurat prin grilajul stelelor neobservat, poposind pe insula lui de lut a nemărginirii. Mii de ani s-a pregătit calea. Un țesător de vise din Ur, numit printr-o asociație de idei Avraam, i-a întins un covor de credință de la muntele Moria și până la Emaus. Un lucrător cu ziua din Madian, lăsându-i la o parte țarina clipei lui, a săpat cu târnă copul blândeții, 80 de ani, bătut de vântul pustiului, ca să-i deschidă o trecătoare prin muntele istoriei. Renumitul dăltuitor de psalmi din Valea Terebinților, cu o praștie și câteva pietricele, a făcut de strajă în jurul Betleemului ca să-i păzească locul nașterii. Câțiva necunoscuți i-au făcut ieslea, iar alții i-au prins în cuie neștiute grinzile staului. Nenumărați oameni au cărat în palmele lor de țarină pământul care i-a înălțat un deal de pe care să-l vadă cerul și pământul. O fecioară l-a coborât de pe zidul cerului în lume, unde a crescut cu pâine și cu apă obișnuită zi de zi, învățând pe oameni cum să facă binele din orice fărâmă de clipă, din orice respirație, oricât de neînsemnată. Apoi a spălat pământul cu sângele lui, ștergându-l cu cămașa și de atunci, pe colțul de iarnă al universului, în bătaia de viscol al pământului, sub un adăpost de stele, vinde îmbrăcămintea caldă a cuvântului lui Dumnezeu. Vinde băutura fierbinte a jertfei sale pe un dinar de credință, pe o drahna inimii. Rezemată de cruce, cu brațele pline de daruri prețioase, mă strigă invitându-me la cel mai avantajos schimb. Pentru lacrima sa cât cerul, lacrima mea cât mine, cât propriul meu trup. Despre pruncul Iisus vrem să cântăm și în această seară și ne vor cânta, ne vor încânta, începând cu clipele care urmează, trupa Dani Ghiuro.
cablurile toate, suntem pregătiți să-l colindăm pe cel care s-a născut într-o iezile. Și vă văd așa de entuziasmați de seara asta de colinde și dacă sunteți atât de entuziasmați, vă ridic în picioare, dacă doriți, să colindăm împreună pe cel care s-a născut în iezile. Să ne dezmorțim puțin. Să găsești minunea din ea, că trăiesc deși în viața ta, s-a născut Mesia. Veșnicia Lui și de toată slava s-a lăsat, pe pământ s-a întrupat pruncul Iisus. Să fii fericit, mântuit și liber să trăiești, an de an pe Iisus să-L privești, eu te colind. Hai deschide inima ta, să vestești minunea din ea, când trăiești și în viața ta, s-a născut Mesia. Hai deschide inima ta, să găsești minunea din ea, când trăiești și în viața ta, s-a născut Mesia. Hai deschide inima ta, să găsești minunea din ea, cu Fiul lui Dumnezeu s-a coborât ca să ne salveze de an. Iată cum veni la noi Domnul Iisus, Procul Sfânt venit de sus. Cu Fiul lui Dumnezeu s-a coborât ca să ne salveze de an. El s-a născut la miezul nopții, aducând cu El lumina. El a venit ca zori zilei, întunericul risipind. El s-a născut la miezul nopții, aducând cu El lumina. El a venit ca zori zilei, întunericul risipind. Păstorașii l-au cutat și l-au găsit, și la iezile s-au închinat. Și de atunci pe Iisus cine l-a căutat, prin credință l-au găsit. Păstorașii l-au cutat și l-au găsit, și la iezile s-au închinat. Și de atunci pe Iisus cine l-a căutat, prin credință l-au găsit. El s-a născut la miezul nopții, aducând cu El lumina. El a venit ca zori zilei, întunericul risipind. El s-a născut la miezul nopții, aducând cu El lumina.
El a venit ca zorii zilei, întunericul risipind la miezul nopții, întunericul risipind la miezul nopții, întunericul risipind. Următoarea când colindă, care vrem să o colindăm, e de fapt o urare și aș vrea să vă urați fiecăruia din voi și să o ziceți mai departe tuturor celor care îi întâlniți pe parcursul acestor sărbători. Puteți să ne ajutați puțin cu palmele? Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero l'anno e felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero l'anno e felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Crăciun fericit, Crăciun fericit, Crăciun fericit, să fie așa cum ți-ai dorit. Noi vă dorim un Crăciun fericit, noi vă dorim un Crăciun fericit, noi vă dorim un Crăciun fericit, să fie cum ți-ai dorit. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero l'anno e felicidad. I wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Crăciun fericit, Crăciun fericit, Crăciun fericit, să fie așa cum ți-ai dorit. Noi vă dorim un Crăciun fericit, noi vă dorim un Crăciun fericit, noi vă dorim un Crăciun fericit, să fie cum ți-ai dorit. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero l'anno e felicidad. Amin. Oricât de mult am căutat o dovadă cât de mare că Dumnezeu există, nu vă găsi ceva mai convingător decât nașterea lui Iisus, Fiul Său din Fecioară. Faptul că au fost îndepărtate barierele biologice este o minune, dar faptul că s-a întrupat Dumnezeu și a luat chip de om întrece orice altă minune. Aduce dovada că dincolo de timp și spațiu există veșnicie, dreptate și iubire nemărginită. Lumea lui Dumnezeu trebuie să ne inspire. De aceea a venit Iisus în lumea noastră mărginită. A trăit în condiție umană, dar fără să își uite originea. A iubit, a plâns, s-a bucurat, s-a întristat, și-a făcut prieteni, a avut dușmani, s-a mulțumit cu puțin, cu toate că deținea totul. Secretul lui? Știa de unde vine și unde se duce. Știa ce e dincolo de mormânt. Bucuria Crăciunului, bucuria nașterii Domnului, o vom continua și cu trupa lui Soso Demian. Vrem să aducem și noi darul nostru, închinarea noastră, la adresa Dumnezeului care
și a trimis Fiul, unicul Fiu pe pământ. Și o vom face cum și noi mai bine, încercăm să dăm tot ce avem mai bun, să fie o închinare plăcută Lui, pentru că El merită. Vom cânta două colinde, probabil că nu le cunoașteți. Totuși vreau să, așa cum stați, să stați într-un duh de închinare, să rămâneți într-un duh de închinare, așa cum a început această seară, pentru că o închinare poate de multe ori deficitar, așa, El merită ca să o aducem cum putem noi să o facem. O închinare pe care păstorii, magii au dus-o în felul lor, așa vrem și noi să venim în această seară și să ne bucurăm. Pentru că El este bucuria Crăciunului, nu luminițe și cadouri și alte lucruri. Haideți să ne închinăm.
iesle, într-un grajd, într-o iesle, s-a întrupat Dumnezeu. Într-un grajd, într-o iesle, într-un grajd, într-o iesle, odată cu nașterea sa, Iisus a adus mai aproape de noi veșnicia și împreună cu ea credința că vom fi și noi cu El. Doar un lucru este mai important decât credința și acesta este iubirea. Fără iubirea lui Dumnezeu și asemenilor, tot cerul ar fi lipsit de farmec. V-ați putea închipui un Iisus fără iubire? Cum credeți că ne via Dumnezeu pe noi înainte de a ne duce în cer?
Cred că este profund mâhnit atunci când mândri de realizările noastre, de religia noastră, de smerenia noastră, ne uităm la cei de lângă noi cu dispreț, cu ură, sigur de vrednicia noastră și sigur de nevrednicia lor. Vă invit să începeți aceste sărbători gândindu-vă la lucrurile de sus și nu la cele de pe pământ, schimbându-vă perspectiva și întăriți-vă credința că pruncul Iisus va reveni în glorie. Spuneți tuturor că, datorită venirii lui Iisus în lume, fiecare are șansa de a trăi o viață împlinită și o veșnicie alături de iubire. Fără El, lumea asta n-ar ști ce este speranța, iubirea sau dreptatea. Duceți vestea bună, chiar și prin colind, peste tot, așa cum ne-a poruncit și Iisus. Vestea bună va fi dusă în această seară și de către frații Tonia. Sărbătoarea Crăciunului e o sărbătoare pe care am așteptat-o cu mult drag. Știți voi de ce? Am spus și azi dimineață pentru cei care au fost la Eclesia. De sărbătoare de obicei de o sărbătoare mănânci foarte bine, mai ales de Crăciun, și primești cadouri. Îmi place să primesc cadouri. Așa. Dar nu e vorba despre asta, e vorba despre o sărbătoare a unui rege care s-a umilit într-o iesle și a venit pe pământ ca să trăiască, ca să ne învețe să ne învețe să fim exemple pentru cei din jurul nostru, să exprimăm iubirea Lui și dragostea Lui. Aceasta e sărbătoarea Lui Hristos și vrem să ne bucurăm cu tot ce avem mai bun, așa că vă invit în picioare. Să cântăm gloria Lui. Amin? Amin? Deasupra văilor, munții bucuroși repetă armonia cântulor. S-a născut Mesia. Voi păstori ce auziți, ce anunță corul slavă, ce ascultați așa uimiți. Glorie, s-a născut Mesia. Glorie, s-a născut Mesia. S-a născut Mesia, glorie.
s-a născut Mesia, glorie. S-a născut Mesia. Oamenii spun că e ziua ta. Casa și-o îmbodobesc, toate strălucesc, este ziua ta. Astăzi e Crăciun și oamenii spun că e ziua ta. Casa și-o împodobesc, toate strălucesc, este ziua ta. În bucuria lor uită pe Mântuitor. Fă-i loc lui Iisus în inima ta. Nu îl lăsa, primește-l în casa ta. Fă-i loc în inima ta, lui Mesia. Unii se-nveselesc, alții darul primesc. Este ziua ta. Ei dau tot ce-au mai bun celor ce iubesc. Este ziua ta. În bucuria lor uită pe Mântuitor. Fă-i loc lui Iisus în inima ta. Primește-l în casa ta. Fă-i loc în inima ta. Fă-i loc lui Iisus în inima ta. La ușă nu-l lăsa. Primește-l în casa ta. Fă-i loc în inima ta. Lui Mesia. Slavă, să-L aplaudăm pe Dumnezeu, ești minunat! Hai cu palmele! Că
Destra până din cer îngerii au adus. S-a născut al lumii salvator. Jos la oameni din cer Dumnezeu a coborât să mântuiască ce era pierdut. Jos la oameni din cer Dumnezeu a coborât să mântuiască ce era pierdut. S-a născut în Betlehem Mesia. Aleluia, Emanuel. S-a născut în Betlehem Mesia. Aleluia, Emanuel. Îngerii preamăresc în un adult moment. Salvarea din el a venit. Osanale în cer, pace jos pe pământ, între oameni plăcuți Domnului. Osanale în cer, pace jos pe pământ, între oameni plăcuți Domnului. S-a născut în Betlehem Mesia. Aleluia, Emanuel. Aleluia, s-a născut Mesia. Cântăm împreună? Aleluia, s-a născut Mesia. Aleluia.